ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Un accident groaznic s-a produs astăzi în capitală, un taximetrist a murit, iar doi pasageri au ajuns la spital. Președintele interimar al CSM, Anatol Pahovol, și-a dat demisia. Opoziția spune că asta îi strică planurile lui Igor Dodon, care vrea să controleze instituția. Președinția nu a comentat. Poliția susține că va interveni la orice apel în doar 15 minute după ce a primit 52 de automobile noi în cadrul unui program finanțat de Uniunea Europeană. Un taximetrist de 35 de ani a murit pe loc după ce o mașină pe care o conducea s-a izbit de un Mercedes. Totul s-a întâmplat în această după-amiază pe strada Milescu-Spătaru din sectorul Ciocana al capitalei. Era staționat, cum s-a pornit. Și eu dat lui în cap să întoarcă. Eu nu înțeleg aici pe două linii. Pasageri avea? Nu. Era singur. Martorii au chemat ambulanța, însă medicii nu au putut decât să constate decesul taximetristului. Șoferul din Mercedes a fost transportat la spital cu mai multe leziuni. Oamenii legii au deschis o anchetă. Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii și-a dat demisia, Anatol Pahopol, a făcut anunțul azi dimineață la ședința CSM. Se întâmplă după ce un deputat de la platforma DA a sesizat Curtea Constituțională, considerând ilegală numirea acestuia în fruntea instituției. Opoziția, care susține că Igor Dodon voia să controleze CSM prin Pahopol, afirmă că decizia de azi îi strică planurile președintelui. Anatol Pahopol a menționat că a luat decizia în urma criticilor la adresa lui privind activitatea sa în CSM apărută în spațiul public. În aceste condiții, indiferent de rezultatul examinării, eu consider că nu am dreptul moral să exercit interimatul funcției. Concursurile de azi vor fi desfășurate fără prezența mea, astfel vă rog să acceptați cererea mea, o să părăsesc sala, a declarat Anatol Pahopol la ședința CSM. Cu 9 voturi pro, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au decis să accepte cererea de demisie și încetarea mandatului de membru al CSM al lui Pahopol. Recent, Dinu Plângău a depus o sesizare la Curtea Constituțională privind suspendarea legii prin care Anatol Pahopol a devenit membru și ulterior președinte interimar al CSM. Parlamentul Republicii Moldova, la inițiativa majorității parlamentare compuse din PSRM și PD, au elaborat mai multe proiecte de legi prin care modificau legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. În speță, acele proiecte de lege aveau un singur scop, preluarea controlului asupra Consiliului Superior al Magistraturii. Demisia fostului președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii a stârnit mai multe reacții. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, susține că asta i-ar strica planurile lui Igor Dodon. Dincolo de faptul că este discutabilă, în general, numirea de către Dodon a judecătorilor în perioada în care au loc alegeri prezidențiale, devine foarte clar că chiar și oamenii care îi erau loiali îl părăsesc. L-am sunat pe magistratul Pahopol pentru o reacție, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Pahopol a fost ales în calitate de membru supleant al CSM în cadrul adunării generale a judecătorilor în octombrie 2017, iar la sfârșitul lunii mai a acestui an, el a preluat interimatul funcției de președinte al CSM în locul lui Izei Gafton. Atunci, opoziția susținea că numirea lui este o încercare a lui Igor Dodon de a controla Consiliul Superior al Magistraturii. Președinția nu a comentat deocamdată subiectul. În anul 2019, Pahopol a avut un salariu de peste 343.000 de lei și o pensie de peste 459.000 de lei. Acesta deține 4 vile și 4 terenuri extravilane. Pentru unii gunoaie, pentru ei povești, studenții de la artă au colectat deșeuri de la Orheiul Vechi și urmează să le transforme în obiecte de artă. Мы видим форму, мы видим объем, мы видим что-то более красивое, красивое в мелочах. Ulterior, creațiile vor fi prezentate la o expoziție în ce se poate transforma un radiator ruginit sau o butelie aruncată, vă spunem în jurnal. E o sturză critică declarația lui Igor Dodon, care a spus că moneda națională trebuie să fie depreciată pentru a favoriza exporturile în Federația Rusă. Fostul prim-ministru a declarat că se îndoiește de cunoștințele lui Dodon în sfera economică. Declarația președintelui a fost criticată dur de mai mulți analiști economici. Cum vedeți dumneavoastră această idee? De a favoriza exporturile în Federația Rusă, explicit a spus-o. El are o grijă față de Federația Rusă, fiind
de fapt, agentul Federației Ruse cu actele în regulă. Cred că a auzit și el ceva. Eu am mare dubii că el înțelege procesele economice, nici la nivel micro, nici la nivel macro. Ion Sturza susține că e inadmisibil ca șeful statului să vină cu astfel de declarații. În momentele de criză, sincer vorbind, și aceste instrumente se folosesc. Dar nu vine șeful statului să le spună de la televizor, pentru că el ar fi strânit o panică quasi totală. E bine că a intervenit Banca Națională și alți specialiști și au spus, stai, domnule Dedon, nu mai aiuri. Declarațiile lui Sturza vin după ce vineri în vlogul său Igor Dodon a declarat că leul puternic defavorizează exporturile. Rubla rusească s-a depreciat, adică a crescut cursul. În Moldova, cu regret, eu spun cu regret, cursul a scăzut, adică leul s-a întărit. De ce spun cu regret? Pentru că asta defavorizează exporturile. Totodată, Dodon și-a permis să sfătuiască BNM să deprecieze moneda națională. Eu consider că aici Banca Națională, și am spus bine, la noi e independentă sau mai gumană, mire cum este vorba ce, dar eu consider că noi trebuie să depreciem puțin moneda națională pentru a favoriza exporturile și a da un impuls economiei. Eu cred că Banca Națională aici nu procedează corect. Cursul este stabilit în funcție de cererea pe piața internă, dar și de situația la nivel internațional, răspund responsabilii de la Banca Națională. Banca Națională nu prognozează și nu țintește un nivel anumit al cursului de schimb, obiectivul fundamental al Băncii Naționale fiind stabilitatea prețurilor, se arată în comunicatul BNM. Declarațiile lui Dodon au stârnit reacții și din partea mai multor experți economici, dar și politicieni. De regulă, toți politicienii de fiecare dată aveau treabă cu Banca Națională și erau îngrijorați, invitau guvernatorul în Parlament. Întotdeauna motivul era deprecierea valutei naționale și respectiv îngrijorarea cetățenilor. Acum avem o situație fără precedent, când un politician cere deprecierea valutei din cauza că leul este prea puternic. Vecislav Ioniță susține că în ultima perioadă leul a continuat să se aprecieze chiar dacă BNM s-a străduit să mențină cursul. Acest lucru este benefic pentru populație, susține expertul, dar au de suferit agenții economici, în special agricultorii care au de exportat mărfuri. Banca Națională nu stă pe ureche și doarme. Deci Banca Națională în ultimele luni de zile a intervenit masiv pe piața valutară procurând valută pentru a nu permite leului să întărească și mai tare. Dacă nu intervenea Banca Națională, atunci leul în prezent era cu mult mai puternic. 52 de automobile noi au ajuns la inspectoratele de poliție din țară. Acestea au fost cumpărate în cadrul unui proiect care vizează reforma poliției implementată în Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. IGP susține că astfel oamenii legii vor putea veni mai repede la solicitare, iar durata intervenției se va scurta până la 15 minute. Cele 52 de autoturisme Dacia Duster au fost aranjate în fața Inspectoratului General de Poliție, iar după ce au fost prezentate, au pornit la drum urmând să ajungă la inspectoratele din toate raioanele țării. Mașina este nouă-nouță, sperăm va fi de folos la reacționarea operativă la apelurile cetățenilor. Mașinile sunt echipate cu sistem modern de monitorizare, girofare și dispozitive sonore, iar în ele pot fi transportate persoane reținute. Chiar și dacă avem cineva din spate, viața noastră nu este pusă în pericol. Este o placă metalică în care persoanele agresive care sunt, se comportă agresiv, neadecvat. Mașina este dotată cu tracțiune, adică integrală, care va putea permite deplasarea în locurile greu accesibile, în cazurile de condiții climatice, adică rele. 11 vehicule vor rămâne la inspectoratele din Chișinău, două vor ajunge la Bălți și câte unul în celelalte raioane ale țării. După achiziția acestor automobile, noi ne dorim ca timpul de intervenție să nu fie mai mare de 15 minute în orice colț al țării. Acum este o problemă cu intervenția? Tot timpul rămâne loc de mai bun și pentru polițiști în activitate, dar și pentru dotare. Reacționăm cu ceea ce avem, însă nu tot timpul ne reușește din cauza reliefului țării noastre. Valoarea totală a achiziției constituie în jur de 20 de milioane lei bani oferiți în cadrul programului Suport bugetar pentru reforma poliției implementat cu sprijinul Uniunii Europene. Fosta comunistă și democrată Violeta Ivanov și-a dus listele cu semnături la CEC pentru a fi înregistrată la prezidențiale din partea partidului Șor. În următoarele 7 zile, CEC va decide dacă acceptă sau nu candidatura lui Ivanov.
Era prezentat listele cu semnături și Igor Dodon. Până acum au fost deja înregistrați în cursa electorală pentru prezidențiale Andrei Năstase de la Platforma, da, Renato Usatăi de la Partidul Nostru și Tudor Deliv de la PLDM. Investiții mai mari, roadă mai puțină. Anul secetos a afectat și recolta de mere, care la unele soiuri a fost tăiată chiar în jumătate. Agricultorii din nordul țării spun că totuși au reușit să exporte atât cât au avut, unii în Lituania, alții în Rusia. Procesul de exportare a fost însă mai anevoios din cauza pandemiei. Culegem la mere! Mierele sunt și mai stricate, sunt și mai pălite de soare, soarele a fost tare puternic. Ploaie nu prea am avut, nu prea roadă s-a făcut, cât de cât mulțumim. Mulțumim domnului că avem așa. Igor Tkaci din satul Hiliuț Râșcan este agricultor de mai bine de 20 de ani. Bărbatul are o livadă de mere cu o suprafață de 24 de hectare. Cu regret, spre deosebire de anii precedenți, deci roada este cu mult mai mică. În schimb, este calitate un pic mai bună. Pentru a avea o recoltă bogată, a investit dublu în afacerea sa comparativ cu anii precedenți, dar din cauza secetei roada a fost în jumătate. Din cauza pandemiei a fost și mai greu să exporte fructele. Merele de vară am exportat în Latvia, pozitiv calitatea, era în jaz, destul de bine. Dar la moment acum în Rusia, Moscova, Leningrad. La moment generosul se exportează cu 6 lei, ceva florină de 6 jumătate, 7, însă este puțin anul acesta. Acum, pentru export, merele sunt sortate direct în câmp, iar cele care nu vor fi exportate vor fi vândute la fabrica de sucuri, unde prețul materiei prime a crescut. În întregime suntem cu un profit minim. Dacă să o luăm parțial pe parcele, pe soiuri, deci unele minus, altele plus. Poate e faptul că și la suc un pic, la prelucare un pic, s-a ridicat prețul deja 2,20, 2,30, se propune și atât aici avem barjaz, dar unde putem încadra în cheltuieli. Pe piața internă, un kilogram de mere autohtone costă până la 15 lei. Igor Tkaci a intrat în categoria fermierilor de grupa a doua, care nu au primit indemnizații din partea statului. Apă murdară, iar periodic în două cu rugină, curge la robinet pe câteva străzi din orașul Vatra. Locuitorii spun că nu doar că nu pot să o bea, dar nu pot nici să o folosească pentru treburile casnice. Apeductul, care este vechi, este periodic curățat, dar problema așa și nu se rezolvă. Cei de la Apa Canal nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii. Opa! Un astfel de jet de rugină curgea aseară din robinetele locuitorilor de pe străzile Tinereții și Fântâneții din orașul Vatra. Svetlana Abul spune că familia sa este nevoită să cumpere apă. Curge rugină curată. Eu n-am putut să împlom bazin la copchil tătă vară. Tătă apa e ruginită. Eu îți vă arăt ce am în baia mea, voi vă spăreți. Ia, așa-i tătă gavă, asta tătă rugină. Tăt. Ia câtă. Poftim. Asta e apă din robinet. Cum se bie apa asta? Femeia are doi copii și spune că îi este greu pentru că apa de la robinet nu o poate folosi nici ca să facă mâncare, nici să spele haine. S-a făcut din alb galben, iau ce. Și asta e spălături de haine. Ea afirmă că în apropiere se află niște fabrici unde se consumă multă apă, așa că lor le rămâne puțină și murdară. Și folos din asta că se curăță acolo, ea în deal să curăță bocica și dacă aici bitonul, fabrica de biton e multă apă. Și nu dovedește, acolo n-are cum să nu curgă, să curgă la noi apă curată. Iar de partea cealaltă a străzii locuiește familia Cristea. Soții spun că din cauza apei li se strică tehnica din casă, dar și sănătatea. Boilerul se strică, mașinca de spălat se strică. Noi am făcut și video, am transmis și video și la Apă Canal. Și de la Apă Canal a fost la noi. Rujină, înțelegi ce e rujină? E cafinie. Ce v-au răspuns cei de la Apă Canal? Ei, eu analiz și acolo le dau, dar și orice fac, de-am hotărăsc acolo. Familia ne-a spus că locuiește de 8 ani aici și că problema apei a fost de la bun început. În gospodăria familiei Cristea, ieri apa de la robinet era mai închisă la culoare decât apa din acest bazin, care s-a schimbat și ea în culoare ruginie. Dacă zilele trecute peștișorii puteau fi observați, azi dimineață toți s-au ascuns. Vasile Dumbrava a muncit și el ieri la curățarea rețelei. Bărbatul ne-a spus că muncitorii au grijă să curețe turnul în fiecare lună. Este o problemă numai la noi.
la noi, că trebuie să facă pentru curățări în capă, dar eu făcut-o la mijloc. Și a fost adresată la canal că se facă curățirea în capăt. Și nu, că n-au una, n-au alta. Reprezentanții de la Apa Canal ne-au spus că ieri au curățat rețelele. Pentru că în fântâna arteziană este mult fier, oamenii au apa murdară. Apa Canal spune că nu își asumă vreo responsabilitate pentru că fântâna nu este construită de ei și autoritățile de la primărie sunt cele care trebuie să intervină. Primarul orașului ne-a spus că oamenii plătesc bani celor de la Apa Canal, așadar ei trebuie să le rezolve problema. Vor să ca consumatorul să achite apa asta ruginită, să nu aibă pierdere, pur și simplu ei trebuie să le spele magistrale. Maria aici nu are absolut nimic. Cum noi reglementăm tariful? Singurii vor face artă, mai mulți studenți de la Facultatea de Arte Plastice au lăsat pentru o zi sălile de curs și au strâns deșeurile lăsate de turiști la orheiul vechi. Din acestea vor face obiecte de artă pe care le vor expune ulterior la o expoziție. La acțiune au participat mai mulți voluntari, dar și localnici. Înarmați cu mănuși, dar și saci pentru gunoi, voluntarii adună deșeurile de la Butuceni, dar în special din locurile cele mai vizitate de turiști. Ulterior, vor trece și în satul de peste deal, la Trebujeni. Mohamad este student în anul 3 la Facultatea de Arte Plastice a Universității de Stat Ion Creangă. În vârful dealului de la Butuceni a găsit un radiator, pentru unii un gunoi, pentru el o poveste. Ar putea fi ca fondal pentru ceva sau un oraș ceva vechi. Deși credeau că vor găsi doar plastic și hârtie, odată ce au luat zona la pas, au dat de tot felul de vechituri. Пока как бы идея только намётки есть. Всё зависит от того, какой ещё мусор мы соберём. Много разного, очень неординарных предметов, от салюта, вот, как бы, в общем, очень странные вещи. Плуг это помогает видеть в вещах что-то больше, чем сами эти вещи. Мы видим форму, мы видим объём, мы видим что-то более красивое, красивое в мелочах. О мене да ж au dat și voluntarii de la Caritas. Nici relieful abrupt, nici crengile nu au stat în calea misiunii lor. Sunt senzații de mândrie pentru că putem face ceva pentru Moldova, dar și senzații de rușine pentru cei care aruncă și fac mizerie. Și nici localnicii din Butuceni. Ce ați adunat? Ia ca sticle de plastică, de la înghețate, pahare de plastic. Și că ne-am găsit un capac la mașină să ne-l pun. Dacă o vin să se distreze, să se odihnească, le propun totuși să strângă gunoiul într-un pachetel sau noi avem urne aici și pur și simplu să le punem una și atât. Ion, care este elev în clasa 9, a pus umărul la instalarea mai multor coșuri pentru gunoi. E numai piatră, nu e nici năsit. Facem groapa, punem și punem țiment, scenă. Iar cu fiecare deșeu adunat s-a mai făcut o poză, s-a mai postat un story pe rețele. Da, pune chestul. Campania de sensibilizare are loc în cadrul zilelor europene ale patrimoniului. Se adună multe deșeuri și, în primul rând, aceasta este dictat de faptul că n-au fost până la moment amenajate urne de gunoi. Încercăm a educa vizitatorii care să arunce gunoi la locurile special amenajate și respectiv să nu avem acea aruncare haotică. La acțiune au participat peste 30 de voluntari. Circa 50 de tineri au fost reținuți și bătuți de milițienii din regiunea transnistreană. Ei au fost acuzați că au încălcat normele epidemiologice când au organizat o petrecere la o fermă părăsită. Organizația Promolex, care apără drepturile cetățenilor din regiune, condamnă aceste acțiuni și susține că este un abuz grav din partea administrației de la Tiraspol. На каких основаниях? Фамилия, имя, отчество. Представьтесь, девушка. Vă могли бы убрать камеру? Totul s-a întâmplat acum 10 zile în satul Gâsca, municipiul Tighina, zonă cu regim sporit de securitate. Cazul însă a fost făcut public de presa locală zilele acestea. Circa 50 de tineri, inclusiv minori, au fost reținuți și bătuți de milițienii din Tighina. Motivul ar fi fost că aceștia au încălcat normele epidemiologice atunci când au organizat o petrecere la o fermă părăsită. Din imagini se vede cum tinerii au fost puși la pământ și filmați de reprezentanții înarmați ai structurilor de forță din regiunea transnistriană. Mai târziu, 30 dintre aceștia au fost duși la sediul miliției de acolo și reținuți pentru mai bine de 3 ore. Tinerilor le-au fost întocmite procese verbale, iar unii au fost bătuți.
spun avocații Promolex, care condamnă aceste acțiuni. Noi am decis să venim cu o poziție. Este important ca astfel de abuzuri să fie stopate. Mai mult ca atât, sunt evidente încălcări ce țin anume de drepturile omului, persoanele care au fost, cărora li s-a aplicat un tratament inuman sau li s-a aplicat forță excesivă, au început să desfășoare anumite acțiuni. Avocatul Promolex susține că majoritatea persoanelor agresate au contestat procesele verbale. Cel mai probabil că săptămâna aceasta vor fi examinate contestațiile. Peste o săptămână de la cele întâmplate, presa din stânga Nistrului a difuzat un material care conține insinuări, denigrări și o formă de intimidare în adresa organizațiilor non-guvernamentale din regiune, susține Pavel Cazacu. Изначально была получена оперативная информация о том, что одна из приднестровских НКО, финансируемая из-за рубежа, организует некое закрытое мероприятие с привлечением неформальной молодежи. Este clar că aceste persoane sau aceste organizații au fost și cu regret sunt în continuare filate și supravegheate. În această situație este destul de complicat sau practic imposibil să existe în stânga Nistrului organizații care într-adevăr să funcționeze veritabil și să protejeze drepturile omului. Promolex susține că administrația de la Tiraspol folosește tinerii drept paravan pentru acțiunile sale abuzive și încalcă în masă drepturile omului. Jocul luminilor nu are reguli la Berlin, în capitala Germaniei. Lăsarea întunericului aduce o adevărată feerie. În acest an, Festivalul Luminilor e lipsit de turiști, iar localnicii nu trebuie să uite de măsurile de protecție împotriva coronavirusului, revenind cu imagini în câteva minute. Amânat cu mai bine de jumătate de an, Festivalul Filmului Francofon, devenit deja o tradiție la Chișinău, a fost lansat ieri, dar nu vă așteptați că veți putea merge la cinematograf ca de obicei. Peliculele vor fi difuzate online. Bon festival à tous et vive la francophonie en République de Moldavie. Dacă până acum Festivalul Filmului Francofon avea loc în luna martie, pandemia nu l-a anulat, ci l-a reprogramat pentru luna aceasta. Totuși, lista de filme s-a mai scurtat, ne-au spus organizatorii. În primul rând, erau prevăzute mai multe filme, erau 12 filme de la mai mulți parteneri francofoni. Trebuia să mergem și la Tiraspol, până la urmă avem 5 filme doar. Filmele erau proiectate la cinematograful Odeon din capitală și la cinematograful Tiraspol. Acum însă, cinefilii sunt invitați să le vizioneze de oriunde, datorită unei platforme online. Cred că publicul cinefil vrea să vadă filme, dar pe marele ecran. Atunci când vezi reacția publicului, când aplaud în sala de cinema, mi se pare un lucru deosebit. Cei ce nu vom avea aceste avantaje în cadrul unui film online. Cea 19-a ediție vine cu filme franceze lansate în anul 2019 cu subtitrare în limba română. În mare parte, filmele sunt despre relațiile umane sau despre familie. Mai mult decât atât, am observat în program, sunt foarte multe filme coproducții. Și asta iar este o tendință europeană de a conecta mai mulți regizori, mai mulți producători de filme, în așa fel încât să se simte mesajul ambelor țări. Deschiderea Festivalului de Film Francofon a avut loc în grădina reședinței ambasadorului Franței la Chișinău. Diplomatul a venit și cu recomandări. Este un film des frères d'Ardennes, qui s'appelle Jeune Ahmed, et qui relate les difficultés d'un jeune musulman en France qui se radicalise. Et donc c'est un thème très actuel, malheureusement une réalité que la France connaît aujourd'hui comme dans d'autres pays. Festivalul de film francofon va dura până pe data de 25 septembrie. Filmele vor fi difuzate pe platforma privesc.eu și pe paginile de Facebook ale Ambasadei Franței, Alianței Franceze și Campus France. Belarus scapă de sancțiuni, cel puțin deocamdată. Ministrii de externe ai Uniunii Europene nu au reușit să ajungă la un acord în acest sens. Măsurile au fost blocate de Cipru, dar subiectul va fi abordat din nou la reuniunea diplomaților europeni care va avea loc joi. Sancțiunile convenite luna trecută de Uniunea Europeană, ca răspuns la frauda electorală și reprimarea protestelor din Belarus, așa și nu au fost adoptate. Cipru a blocat acordul cerând să fie impuse noi sancțiuni împotriva Turciei, pentru că explorează zăcăminte de gaz din Mediterana de Est. Cele două subiecte nu sunt direct legate, dar Cipru argumentează că UE trebuie să acționeze similar când sunt încălcate principiile fundamentale. Totuși, după discuțiile de la Bruxelles, diplomații europeni și-au exprimat sprijinul
sprijinul față de opoziția din Belarus. We consider these elections falsified. We don't recognize the result and so we don't recognize Lukashenko's legitimacy. Înainte de a începe dezbaterile pe tema sancțiunilor, cei 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene s-au întâlnit cu lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya. Of course, sanctions are very important in our fight because sanctions is the part of pressure that will force so-called authorities to start dialogue with us through coordination council that I have created. Subiectul sancțiunilor va fi abordat din nou la reuniunea liderilor UE, care va avea loc joi și vineri la Bruxelles. Alegerile prezidențiale din Belarus, desfășurate pe 9 august, despre care opoziția este convinsă că au fost fraudate pentru a-i asigura lui Alexander Lukashenko al 6-lea mandat consecutiv, au fost urmate de ample proteste care de multe ori au degenerat în violențe. Proteste în pași de dans la Atena pentru că autoritățile elene au decis să închidă sălile de spectacol. Zeci de artiști și-au luat instrumentele muzicale și au manifestat zgomotos. În Grecia, în ultimele zile, numărul cazurilor de coronavirus a crescut și au fost raportate primele îmbolnăviri pe muntele Athos, acolo unde a fost și Igor Dodon luna trecută. Ca și alte state europene, Grecia a năsprit restricțiile pentru a evita răspândirea coronavirusului. Autoritățile au decis să închidă sălile de spectacol, iar artiștii care se plâng că nu au niciun venit au protestat zgomotos în stradă. În Grecia au fost raportate primele cazuri de COVID și pe muntele Athos, 8 călugări de la una dintre cele 20 de mănăstiri au fost testați pozitiv. La sfârșitul lunii trecute, Igor Dodon a plecat pe muntele Athos, spunând că va petrece câteva zile în rugăciune alături de călugări. Între timp, țările din Europa luptă să țină în frâu pandemia. În zona Madridului, cartiere întregi sunt în carantină, iar autoritățile anunță că ar putea extinde zonele de izolare, lucru care îi nemulțumește pe localnici. Proteste au fost aseară la Opera din Madrid. Acolo, spectacolul pus în scenă a fost oprit după ce publicul a contestat lipsa măsurilor de distanțare fizică, în special pentru cei cu locuri mai ieftine. În Germania, autoritățile din München introduc noi restricții deoarece se confruntă cu una dintre cele mai mari rate de infectare cu COVID-19 din țară. 5 Personentreffen oder 2 Haushalte oder Verwandte in gerader Linie. Bei anlassbezogenen privaten Feiern, das heißt bei Hochzeiten, bei Geburtstagen, aber auch bei Beerdigungen, gelten, dass nur noch 25 Menschen indoor. Pentru că de câteva săptămâni în Franța crește continuu numărul de infectări, autoritățile italiene au decis să-i testeze la intrarea în țară pe toți cei care vin din Hexagon. În timp ce numărul îmbolnăvirilor cu coronavirus a luat-o din nou pe panta ascendentă în Europa, în special în Spania și în Franța, există și o excepție. În Suedia, țară care a refuzat să intre în carantină în primăvară, rata infectărilor este în scădere. Pandemia golește sacul lui Moș Crăciun în acest an. Un oraș din China care produce 80% din jucăriile și decorațiunile cu tematică de sărbători din întreaga lume simte din plin efectele crizei provocate de coronavirus. Muncitorii spun că au primit de două ori mai puține comenzi decât anul trecut. Odată ce pășești pragul acestei fabrici, parcă intri în lumea lui Moș Crăciun. Globulețele, ghirlandele și tot felul de figurine sunt împachetate cu grijă. Deși mai sunt aproape 3 luni până la Crăciun, muncitorii pregătesc deja decorațiunile de sărbătoare. Totuși, angajații spun că în acest an pandemia le-a tăiat din comenzi care au scăzut cu 50%. Because of the health crisis, orders for this year decreased a lot. In terms of our number of new clients, they basically haven't increased this year at all. And orders from our usual clients have been cut in half. Cei mai mulți dintre clienți erau din Statele Unite și Brazilia, susțin angajații fabricii, iar produsele erau exportate până aproape de Crăciun. Acum, deoarece China își are frontierele închise, numărul cumpărătorilor s-a redus considerabil. Piața este foarte lungă.
Ciuția. Fabricile din acest oraș din estul Chinei produc 80% din jucăriile și decorațiunile cu tematică de sărbători din întreaga lume. Președinția nu a spus nici astăzi pentru ce merit a fost decorat Mihail Aizin, fost lider al unei grupări criminale. Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar, a cerut ca aparatul președintelui să vină cu o explicație. Slusar susține că Aizin, care este proprietar al unei rețele de supermarketuri, ar avea susținere în Parlament de la socialiști. PSRM nu a venit cu o replică. Astăzi, deputatul platformei de Alexandru Slusar a solicitat aparatului președintelui informații despre meritele pentru care Mihail Aizin, alias Chitaeț, a fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii și cine i-a înaintat candidatura. Slusar a subliniat că Aizin este proprietarul la unei rețele mari de supermarketuri și sugerează că ar fi susținut în Parlament de socialiști. Probabil nu este o coincidență faptul că deja de mai bine de 6 luni Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe blochează proiectul de lege care prevede ca pe rafturile magazinelor produsele autohtone agroalimentare să fie prezente în proporție de minim 50%. Cei din PSRM nu au venit cu o reacție, iar serviciul de presă al președinției nu ne-a răspuns astăzi la apeluri ca să aflăm dacă a primit sesizarea și care au fost motivele invocate de comisia care l-a propus pe Aizin pentru a fi decorat. Ex-premierul Ion Sturz a declarat la emisiunea În Profunzime că să fii decorat cu distincții de stat în Moldova devine o rușine. Astăzi deja e o rușine să mai iei o decorație de la stat. E rușine, chiar dacă consider că o meriți. Sunt mulți oameni care pe bune o merit. E de râsul găinilor, știi, Ordinul Republicii l-are, nu știu, oricine în țara asta. Artist e merit cel care nu știe scânte sau multe alte. Sturz a mai spus că mai mulți interlopi revin în afaceri. Toți sunt welcome, vin înapoi, primesc medalii, fac ce vorbesc în țara asta. Revenim la situația din anii 90. Comunitatea evreiască din Republica Moldova însă a sărit în apărarea lui Aizin. Reprezentanții acesteia susțin că declarațiile împotriva lui sunt inadmisibile și salută acordarea ordinului, mulțumindu-i într-un comunicat pentru susținerea diferitor proiecte. Distincția Gloria Muncii a fost înmânată lui Aizin vinerea trecută în cadrul unei ceremonii organizate la președinție. După ce acțiunea lui Igor Dodon a fost criticată de mai multe voci, președinția ne-a spus că propunerea de a-l decora pe Aizin a venit de la anumite comisii și că președintele nu știa cine este el. Mihail Aizin este un om de afaceri stabilit în Germania, după ce a fost arestat, iar ulterior eliberat în anul 2004. În prezent, el este fondator al mai multor întreprinderi de pe teritoriul țării. Acesta ar mai controla și alte afaceri, cum ar fi piața de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău. Anterior, Aizin a fost acuzat public că a organizat un atac raider. Pedalează pentru Liban, doi frați ai căror părinți au fugit acum mulți ani din calea războiului, au pornit într-o cursă cu bicicleta de la Londra până la Beirut. Aceștia s-au avântat astfel într-o campanie de strângere de fonduri pentru libanezii care au avut de suferit în urma exploziei din 4 august. Până acum au parcurs peste 5.000 de kilometri, iar în curând vor ajunge la destinație. Heidi Lama și fratele său locuiesc la Londra. Acum 35 de ani, pe când erau mici, părinții lor au emigrat în Marea Britanie, din cauza războiului din Liban. Tragedia de pe 4 august nu i-a lăsat indiferenți. Inițial au vrut să facă o donație, dar ulterior s-au gândit că pot face mai mult. I was thinking, you know, if my parents hadn't immigrated when they did, back in the 80s, you know, that would have been... You know, that would have been maybe me out on the streets. And last week I made a decision that I'm going to cycle from the church in Pimlico to Lebanon, Beirut. Așa că în 3 zile și-au cumpărat o rulotă, biciclete, iar pe 16 august au pornit la drum. I'm not a professional like cyclist or anything like that. I've done a bit of bike riding. I've got the best equipment money can buy and great team of support behind me and stuff like that. Au străbătut pe biciclete Franța, Germania, Belgia, Austria, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, iar zilele trecute au ajuns în Turcia. În unele țări au avut parte de drumuri bune. Some really nice roads today. În alte zone, însă, relieful le-a dat bătăi de cap. Ups and downs, ups and downs. Maybe 7 or 8 times. I don't know how long this is going to last. But it's torture. Welcome to Turkey. Când obosesc, se odihnesc în rulota, care îi însoțește pe tot traseul.
înrulotă, mănâncă și își încarcă bateriile. Sunt însoțiți de un prieten și tatăl lor. Ce că mi-e de season? Traseul și orele lungi petrecute pedalând își spun cuvântul. Today we did 116 miles. It was absolutely amazing. I'm over the moon. The legs on the ice pack, one there and one under there. But other than that, everything's good. Cei doi frați și-au propus să strângă 250.000 de lire pentru Crucea Roșie Libaneză pentru a-i ajuta pe cei care au fost afectați direct de explozie. Până acum au reușit să adune aproape 50.000 și sunt aproape de final de drum. Din Turcia urmează să ajungă în Liban cu o corabie, nu însă în portul din Beirut, care a fost devastat de explozia din 4 august. Peste 190 de oameni au fost uciși, iar 6.000 au fost răniți atunci. Un cartier de lângă port a fost făcut una cu pământul, lăsând pe drumuri peste 300.000 de oameni. Uriașa explozie a fost declanșată de o cantitate foarte mare de nitrat de amoniu, depozitat în condiții improprii în port. Imediat după știri începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua tuturor! Mergem astăzi tocmai peste ocean, acolo unde vom sta de vorbă cu creatoarea de pantofi, Irina Calancea. Fiind stabilită în SUA, ea s-a reorientat cumva și s-a apucat să facă torturi. Pentru cine le face și cât de speciale ies, ne va povesti chiar ea astăzi. În studio o aștept pe interpreta Dana Marchitan. Vorbim în continuare despre cum se descurcă artiștii pe timp de pandemie. Vă aștept aici la O seară perfectă! Anișoara, îți mulțumesc! Lăsarea Întunericului aduce o adevărată feerie la Berlin, în capitala Germaniei. Se desfășoară în aceste zile Festivalul Luminilor, iar peste 80 de clădiri din oraș sunt iluminate în timpul nopții. În acest an, spectacolul este dedicat solidarității localnicilor în vreme de pandemie. Orașul Berlin capătă culoare odată ce apune soarele. Cele mai importante clădiri din centrul istoric, printre care Poarta Brandenburg și turnul de radio și televiziune, devin ecrane pentru proiecții luminoase. Festivalul este unul dintre cele mai mari spectacole de acest gen din lume. De obicei, veneau să-l admire turiști din întreaga lume, care în acest an au fost ținuți la distanță de pandemie. Așa că, de această dată, evenimentul a fost organizat pentru localnici. Autoritățile îi îndeamnă totuși să nu uite de măsurile de siguranță, să păstreze distanța fizică și să poarte măști. Festivalul Luminilor de la Berlin a ajuns la cea de-a 16-a ediție. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.